Data de 13 mai anul curent, în jurul orei 17:15, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați cu privire la faptul că la o rafinărie din orașul Năvodari s-a produs un accident de muncă. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că doi angajați, respectiv o femeie și un bărbat, ar fi intrat într-un rezervor de preparare a unui stabilizator și și-ar fi pierdut cunoștința. În urma accidentului de muncă, bărbatul a decedat, iar femeia a fost transportată la spital. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă.